Una dintre prioritățile edilului Marius Creciu a fost susținerea familiilor tinere din Drobeta, Turnu Severin. Astfel, în municipiu se vor construi momentan două creșe noi, facilitând întoarcerea la serviciu a părinților care doresc acest lucru. Datorită edilului Marius Creciu, cunoscut drept un om implicat în comunitatea pe care o conduce, municipiul Drobeta, Turnu Severin a cunoscut o evoluție rapidă în toate domeniile, condițiile de trai îmbunătățindu-se considerabil. De această dată vorbim despre construirea a două creșe noi, atât în zona Parcului Tineretului, cât și în zona Serpentina Roșiori. La directoare, în locul în care ne aflăm, va fi o creșe medie cu 100 de copii. E binevenită, ce spuneți? Da, este chiar binevenită, deoarece în evidența Direcției de Asistență avem un număr de 227 de dosare în așteptare. Deci aveți copii care încă nu au locuri în creșe. Da, care încă nu au locuri în creșe. Deci asta e una, dar vor mai fi încă trei. În prima fază vor fi două, care vor fi foarte repede făcute, urmând ca, începând de anul viitor, să putem da drumul la construcția a încă două creșe. Da. Încercăm, la numărul de soare pe care îl aveți, să reușim să rezolvăm această problemă. Deci este că e binevenită. Da, este foarte binevenită să ajutăm părinții căror copiii vor să fie duși la creșe. Lângă modernizarea infrastructurii urbane și extinderea rețelelor de utilități în toate cartierele orașului, construcția de creșe și grădinițe rămâne printre obiectivele prioritare ale primarului Marius Creciu pentru a rezolva numeroase solicitări venite din partea părinților. O veste bună pentru Severin, pentru severineni. Am depus documentele, au fost aprobate și ieri s-a semnat actul prin care în următorul an de zile vor fi construite două creșe în Drobeta, Turnu Severin. Aici, în zona Bisericii de Carton, unde ne aflăm astăzi, va fi o creșe medie cu aproximativ 10 grupe, cu fiecare 10, 12, 14 copii în funcție de dimensiunea clasei. Iar în zona Serpentinei Roșiori, vorbim dinspre Aneleuri către Schela, va fi o a doua creșe. Încercăm prin acest lucru să venim în întâmpinare atât a cererilor celor care au nevoie, dar în același timp să venim și în zona de cartiere. Deci una aici, una pe Serpentina Roșiori, va mai fi una în zona Banovița și una în zona Aneleurilor. Noile creșe moderne vor avea săli de joacă, de festivități, dormitoare, bucătării, spălătorii, cabinete medicale, dar și spații de joacă în aer liber, pentru ca cei mai mici dintre severineni să aibă parte de condiții decente încă de la primii pași. Încercăm să nu mai concentrăm creșele în zone centrale, să aglomerăm părinții să vină de la 3, 4, 5 km din capătul celălalt al orașului să aducă un copil la creșe în zona centrală, așa cum au fost ele construite înainte. Acum ne ducem noi către cetățeni, ne ducem noi către zonele în care locuiesc și rezolvăm două probleme. O dată, numărul mare de cereri pentru copii și în același timp îi lăsăm să și duc acolo în zonele în care trăiesc. Valoarea investițiilor pentru cele două creșe este în jur de 30 de milioane de lei, una 17 și una 12 și vor fi creșe moderne și în același timp vor fi creșe eficiente energetic. Vorbim aici de faptul că o mare parte din curentul necesar acestor creșe va fi produs prin celule fotovoltaice, vor fi ermetic creșele închise în așa fel încât căldura să poată fi reținută în interior. Vorbim într-un cuvânt de creșe noi, moderne, eficiente, energetic. Sperăm cu aceste două creșe, cu încă cele două care vor începe anul viitor și ce modernizăm să putem acoperi numărul de cereri pe care le avem în acest moment. În acest moment, locurile la creșele din Drobeta, Turnu Severin sunt insuficiente pentru toți copiii din comunitatea noastră. Lipsa acestora pune părinții în dificultatea de a alege alte metode mult mai costisitoare pentru îngrijirea copiilor, în perioada cât ei sunt la serviciu. Ne bucurăm că primăria vine în sprijinul nostru pentru a soluționa cererile depuse, deoarece în aceste creșe se oferă servicii de îngrijire, educație și supraveghere a copiilor de vârstă antepreșcolară. Și mai ales vin în sprijinul mămicilor care
doresc să se întoarcă mai devreme la servici și nu au cu cine să-și lase copii. Marius Screciu și-a dorit de la începutul mandatelor sale un viitor mai bun pentru severinenii de toate vârstele, iar modernizarea infrastructurii rutiere și construirea de creșe și grădinițe sunt doar câteva dintre obiectivele sale. De asemenea, Marius Screciu a realizat ample investiții în cartierele mărginașe ale orașului, astfel încât în fiecare zonă din Drobeta Turnu Severin cetățenii să beneficieze de condiții la standarde europene.